În cartea lui Isaia apare un poem frumos. Cetatea Ierusalimului tocmai fusese distrusă de Babilon, un mare regat din nord. Toți evreii au fost trimiși în exil, însă câțiva au rămas în cetate. Ei nu puteau să nu se întrebe, ce s-a întâmplat? Oare ne-a abandonat Dumnezeul nostru? Asta pentru că Ierusalimul trebuia să fie cetatea din care Dumnezeu urma să domnească peste întreaga lume, pentru a aduce tuturor pace și binecuvântare. Isaia tot spunea că Israel însuși a adus distrugerea Ierusalimului. Ei s-au îndepărtat de Dumnezeul lor, s-au pervertit și astfel cetatea și templul lor au fost distruse. Totul pare pierdut. Însă, poemul continuă. Vedem un străjer pe zidurile cetății, iar în depărtare, pe dealuri, un mesager. El aleargă spre cetate. Aleargă și strigă vești bune, iar Isaia spune cât de frumoase sunt pe munți picioarele mesagerului care vestește pacea și aduce vești bune. Picioare frumoase? Da, picioarele sunt frumoase deoarece aduc un mesaj frumos. Care este mesajul? Că, în ciuda distrugerii Ierusalimului, Dumnezeul lui Israel continuă să domnească ca și rege și că Dumnezeu însuși va reveni într-o zi în această cetate, se va urca pe tron și va aduce pacea. Iar străjerii cântă de bucurie datorită veștii bune că Dumnezeul lor încă domnește. În Noul Testament găsim aceeași frază, vestea bună. Este cuvântul grecesc Evangelion, care este adesea tradus și prin cuvântul Evanghelie. Așadar, atunci când creștinii întreabă, crezi în Evanghelie, ei de fapt întreabă dacă crezi vestea? Dar nu orice veste. În Biblie, această frază se referă întotdeauna la anunțul domniei unui nou rege. Iar în Noul Testament, Evangheliile folosesc această frază pentru a rezuma toate învățăturile lui Isus. Ele ne spun că el mergea să proclame vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Isus s-a văzut pe sine însuși ca fiind mesagerul care aduce vestea că Dumnezeu domnește. Da, dar modul în care el a descris domnia lui Dumnezeu a surprins pe toată lumea. Gândește-te, pentru ca o împărăție să fie redutabilă și de succes, ea trebuie să fie puternică și capabilă să-și impună voința și să-și învingă dușmanii. Dar Isus a spus că cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu este cel mai slab. Cel care iubește și care îi slujește pe săraci. El a mai spus că trăiești sub domnia lui Dumnezeu atunci când răspunzi răului prin a-ți iubi dușmanii, iertându-i și căutând pacea. Este o împărăție cu susul în jos. Isus a spus și că această împărăție sosește odată cu el. Da, de exemplu, într-o istorisire foarte interesantă, un centurion vine la Isus și îl imploră să-i vindece slujitorul. El chiar îl numește pe Isus Domnul său, recunoscând că Isus este autoritatea. Isus îl laudă pe acest om pentru că a descoperit ceva ce nimeni altcineva nu descoperise până atunci. Că Isus nu doar vestea împărăția lui Dumnezeu, ci și că el era împăratul ei. Astfel, se răspândește zvonul că un evreu din Galileea vorbește și se comportă ca și cum ar fi regele lui Israel. El numește 12 ucenici care sunt o imagine a celor 12 seminții ale lui Israel. El vindecă oameni și iartă de păcatele lor. Toate acestea i-au făcut pe liderii lui Israel să se simtă atât de amenințați, încât au decis ca, în cele din urmă, să-l omoare. Iar Isus îi lasă. Lucru pe care nu-l faci dacă vrei să devii rege. Așa este. Dar asta trebuia să îi se întâmple lui Isus. Isus a văzut păcatul și devastarea poporului său Israel ca fiind doar o mică parte din condiția întregii umanități. El a văzut cum întreaga umanitate s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, ducând la tragedia și devastarea întregii noastre lumi. Deci, cum își va așeza Dumnezeu domnia într-o astfel de lume? Isus a crezut că asta se va întâmpla printr-un act de dragoste jertfitoare pentru dușmanii săi. De aceea, în Evanghelii, răstignirea lui Isus este descrisă ca urcarea sa pe tron, drept rege al evreilor. El primește o coroană, primește și o mantie. El este înălțat, dar nu pe tron, ci pe cruce. Cât de frumoase sunt picioarele celui care aduce vești bune! Iar vestea bună este că Isus a învins moartea și că El domnește ca rege, că El însuși a luat păcatul și pervertirea noastră și că le-a înfrânt prin viața și dragostea sa. Apoi, Isus își trimite urmașii în lume pentru a continua să proclame vestea bună a împărăției cu susul în jos. Și să invite pe toți să creadă în El, regele care a învins moartea cu dragostea sa.